Primul parasnowboarder român se pregătește de o ieșire cu wake-ul pe un lac de lângă București. La 41 de ani, Mihăiță Papară se antrenează pentru Jocurile Paralimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, competiție la care este deja calificat datorită rezultatelor foarte bune. Se poate, în momentul ăsta există în Europa, dar e totuși destul de scump, e destul de departe. Alpii mai au niște ghețari, dar e greu de ajuns acolo. Pentru a putea face performanță, sportivul folosește o proteză specială care a costat peste 10.000 de euro și a fost cumpărată de Comitetele Olimpic și Paralimpic chiar înainte de jocurile din Coreea de Sud. E așa de scumpă pentru că sunt niște mecanisme importate din America, sunt niște mecanisme făcute, inventate de un concurent direct al meu și partea care vine, cupa protetică care vine atașată de corp, este făcută personalizată. Chiar și cu ajutorul protezei performante, Mihăiță Papară are nevoie de o voință uriașă și de antrenamente susținute pentru a putea să alunece pe apă sau pe zăpadă. Niciodată căzăturile de la antrenament nu sunt puține. La wakeboarding, sportivul este coordonat prin stație de pe margine, de Ioana, antrenoarea sa. Ești bine? Ești bine? Ți-a ieșit proteza? Te-a ieșit? N-ai, bravo, Mihăiță. Anul trecut, Papară a ieșit al treilea în clasamentul mondial. El a mai câștigat și o medalie de argint la o etapă de cupă mondială. Acum, pe lângă o clasare bună la Olimpiadă, visul său este să inspire tinerii, să le arate că limitele pot fi împinse cât de departe dorește fiecare. Cea mai mare dorință în momentul ăsta pentru mine este de a atrage tineri cu handicap către sport și de a face sportul practicat de persoane cu handicap cât mai vizibil, pentru că e un factor motivațional și pentru cei fără handicap. Mihăiță Papară și-a pierdut un picior în 2005 în urma unui accident de circulație. S-a apucat de parasnowboarding prin 2014 și a reușit să adune rezultate notabile și este convins că încă are multe de spus pe pârtie.